Bună ziua, Onești! Bună ziua, Băcăuani! Bună ziua, Patriot Român! Mi-am propus în această campanie să fiu fiecare localitate, să fiu lângă fiecare român și de aceea mă aflu astăzi aici, în timpul zilei. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ne întâlnim, să ne vedem. Este o onoare pentru mine să fiu la Onești, este o onoare să fiu în fața voastră, voi care ați dat țării atâția și atâția campioni europeni, mondiali, olimpici la gimnastică. Felicitări pentru ce ați dat României și ce veți mai da. Aici la Carom, aici la Onești era Caromul, era Raso, era industria României, era odată, ca niciodată când românii erau stăpâni în țara lor și aveau locuri de muncă și nu erau alungați peste hotare. A fost ordin să distrugem tot ce înseamnă industrie. Eu eram mic, uite, mai mic ca el eram. 3 ani aveam. Și zicea Petre Roman că industria noastră e un morman de fiare vechi. Trebuie să terminăm tot. Petre Roman și au terminat tot că ei au avut ordin de la ambasadele străine. Vă lăsăm pe voi, împușcați-l pe Ceaușescu, dar ascultați tot ce vă zicem noi. Și astăzi am ajuns să fim consumatori. Astăzi nu mai avem o rafinărie pentru petrolul românesc. Astăzi ni se spune că ne trebuie ajutor de la austrieci ca să ne scoatem petrolul din pământ. Noi, românii care am avut prima sondă de țiței din Europa și am fost primii care am exportat combustibil. Primii din Europa. Acum 50 de ani făceam transfer de Reșanu. Acum la Luțca s-a dărâmat un pod de 3 ani în Neamț și nu mai putem să-l facem. Podul de la Brăila a fost construit de un consorțiu italiano-japonez și consorțiul ăla a făcut un pod stricat peste Dunăre. Inginerii români, românii, forța de muncă, brațele lor, au construit o țară fără datorii, o țară care avea industrie petrochimică, industrie extractivă, care avea infrastructură. Astăzi ai noștri sunt plecați pe unde? Majoritatea oneștenilor pe care știu eu sunt plecați prin Italia. Dar găsim și în Spania, și în Marea Britanie, și în Germania, din păcate, peste tot. Și nu e doar Onești, este toată țara. Noi moldovenii, acum moldoveanul a ajuns să însemne o rușine pentru unii, care nu sunt nici moldoveni, dar nu sunt nici români. La ce președinți am avut, din 89 încoace, fiecare din Onești poate să zică că noi am dat țării un președinte mai bun decât nenorociți ăștia patru. N-au fost președinții românilor. Au fost președinții numiți de puterile străine care au luat ordine de la ambasadorii străini, de la ambasadorul austriac, cei care nu ne primesc în Schengen. Astăzi a mai venit iarăși o respingere a aderării noastre la spațiul Schengen. Deci noi din 2007 suntem în Uniunea Europeană, dar nu avem aceleași drepturi ca restul cetățenilor din Uniunea Europeană. Dreptul la liberă circulație, dreptul la circulația liberă a mărfurilor este îngrădit. De ce? Suntem cetățeni de mâna a doua în fața unora care au reflexe imperiale și cred că sunt la înalta curte, cred că suntem încă partea Imperiului Austro-Ungar și Imperiului Țarist și Imperiului Otoman. Perioada imperiilor s-a destrămat, s-a destrămat și Uniunea Sovietică, iar cei care vor să facă dintr-o Europa unită un cimitir
al popoarelor să-și ia gândul. Aici, la Onești, și aici, în tot județul Bacău, la Comănești, la Dărmănești, la Mâinești, sunt încă insule de spiritualitate creștin-ortodoxă. Și băcăoanii au luptat ca și sucevenii, ca și nemțenii în timpul pandemiei, ca să nu fim închiși în case, să nu fim vaccinați cu forța și să nu ni se restricționeze libertatea. Am umblat în mai multe piețe și târguri astăzi, printre care și piața din Asău. Mai mari care conduc la nivel mondial vor să interzică plățile cu numerar și vor să oblige piețarii și târgoveții să primească plăți numai cu POS-ul. În zonele alea nici măcar semnal nu e. Și nu pentru confortul oamenilor fac ei asta sau pentru mai bună colectare a taxelor. Ei fac asta pentru control social, pentru controlul oamenilor, pentru a pune statul stăpânire pe copiii noștri, pentru a ne îngrădi libertățile, pentru a ne îndepărta de credință și pentru a ne îndepărta de Dumnezeu. Sun Tzu scria acum câteva mii de ani o carte în care spunea în arta războiului că nu trebuie să te lupți cu dușmanul tău. Dacă te lupți cu altă națiune, cu un alt popor, este suficient să le acoperi cerul și să le tai rădăcinile și o să fie derutați, o să fie confuzi și direct ei cucerit. Asta s-a întâmplat și cu România de 34 de ani, de la Petre Roman încoace, de când cu guverne provizorii conduse de oameni slabi, oameni șantajabili. România a fost ca o pradă închinată puterilor străine și transformată în colonie. Luptăm pentru dreptul nostru de a candida într-o țară liberă, de a avea alegeri democratice și de a opri sistemul ăsta care ne conduce de 34 de ani încoace, că sunt aceiași oameni, doar ei, urmașii lui Ion Iliescu, doar ei ne conduc sau vopsit în stânga și în dreapta. De fapt, erau același partid și ce frumos s-au devalat de 3 ani încoace sub Klaus Werner Iohannis. Marea speranță a românilor. Un etnic sas care nu iubește nici românii, nici sașii, nici nemții, nu iubește nimic, care e inima de piatră și tocmai și-a făcut un nou teren de golf pe banii românilor de 800.000 de euro. Cu 800.000 de euro noi puteam să facem pentru sinistrații pe care Klaus Iohannis nu i-a vizitat minim 40 de case. Mi s-a spus că nu se poate face nimic în România, că nu mai putem face drumuri, că nu mai putem face poduri, că nu putem face apartamente, că nu putem face nimic în țara noastră. Nu e voie. Dar cine să ne dea voie? Dar a semnat vreunul dintre noi pentru cedarea suveranității și independenței naționale? A votat vreunul dintre noi? Nu, România au votat pentru 300 de parlamentari. Și nu s-a aplicat lucrul ăsta. Astăzi, prin Curtea Constituțională, prin procurori, prin tribunalele care îi servesc pe ei, dreptul la alegeri libere este îngrădit, candidați sunt scoși din cursă și vor să ajungă Nicu și Marcel în turul 2 ca să nu trebuiască să împartă în vreun fel puterea. Promit stabilitate și așa în luna electorală se ciorovăiesc, se ceartă de ochii lumii. Și sunt aceiași care tăiau pensiile speciale în 30 de zile. Rareș Bogdan chiar spune că le-a tăiat până acum de 3 ori. Și el la Parlamentul European trăiește bine cu 10.000 de euro pe lună și încă taie la ele sărat. Ăștia sunt conducătorii pe care i-am avut și pe care nu trebuie să-i mai avem. Este un an unic pentru România când avem împreună alegeri locale, alegeri europarlamentare, alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare.
parlamentarele și prezidențiale, guvernul, parlamentul și președintele împreună vor fi aleși în 3 duminici consecutive. Le-au pus în 3 duminici consecutive ca lumea să se plictisească, să obosească și să nu iasă la vot, după cum au pus europarlamentarele și localele împreună ca să încurce voința românilor. Nu să le meargă cu noi. Au încercat diferite încenări, diferite tertipuri, diferite forme de dezbinare. Nu le-a mers, stăm în picioare, suntem drepți ca brazii și fiecare dintre noi reprezintă o armă modernă, democratică, care vrea libertate, care vrea liniște în țară și pace în lume, care vrea ca ai noștri copii să crească fără a fi luați de stat sau fără a fi îndoctrinați de stat sau de vreo uniune sau alta, în familie, într-o familie normală formată dintre un bărbat și o femeie. Vom lupta pentru dreptul nostru de a fi români, de a fi stăpâni, de a fi creștini și de a fi liberi. Și contez pe fiecare dintre voi că ne veți fi alături și că o să transmită un mesaj către toată lumea. Noi nu îngenunchem și nu acceptăm alți stăpâni în afară de Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc din suflet. Sunt în acest maraton prin țară. Voi ajunge și la Moinești. Voi ajunge la Moinești, o să fiu miercuri. Voi ajunge și la Comănești și la Dărmănești și peste tot, în toate localitățile unde sunt români. Vreau să arăt că se poate. Am ceva în comun cu Klaus Werner Iohannis. Turismul. Doar că el s-a plimbat prin Zanzibar și prin Egipt. Eu vreau să mă plimb și să le fiu alături românilor. Să dea banii înapoi, că dă pe un avion care face escală la Sibiu sute de mii de euro, când ar putea să meargă cu un avion de linie sau cu unul normal, mai modest, de 30-40 de mii de euro. Cu Transiberianul să meargă Klaus Werner Iohannis. Nu-i place golful, lor le plac ceasurile scumpe și băuturile fine, e timpul să îi îndepărtăm de la putere. Un autograf. Noi pentru vizită. Sunt colegii acolo, avem nevoie de zugravi. Da? Da, perfect. Perfect, zugravi, zugravi. Din 2019. Cum să nu? Ce memorie. Voi țineți steagul sus aici. Nu m-au trecut de domnul. Pentru prietenii noștri, toți. Numai bine, succes! Succes! Mult vin! Mult vin! Pentru creditele imobiliare, dobânda subvenționată de stat. E deja. E deja programul Prima Casă, care aplică modelul acesta. Da, da. Facem interviu. Dau interviu, dacă vreți, uitați, odată cu presa, pot să mă întreb. Asta. Vreți să mă întrebați ceva? Da, un mic interviu dorește doamna de la... Da, e bine. Că vreau și voi să mă întrebe ceva și să... O facă odată cu ce faci o cuvânt. Sigur, da. Mulțumesc frumos, profesia română, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc.
Cătălin Apostol. Cătălin Apostol. Da? L-a găsit acolo, pe șantier. S-a făcut poze, să trimit un mesaj. Ata, da? Ce s-a lăsat noi? Mă dorim baftă, că eu de la muncă am venit, nici m-am spus. Doamna aia, sora mea Mariana, care colaborăm. Și la bruză. Nu vă îngrăbiți, că mai facem și când ajungem la Cotroceni. Am înțeles. Am înțeles. Ce faci? Uite și mie poza. Atunci să ne dăm mari. Deci mă dăm. Hai să vă fac eu poza. Da. Domnul Simeon. Da. Ai bine. Trebuie să facă, stați. Colea. Mulțumesc frumos. E un domn care vrea să facă poza cu noastră. Aici la mine. Am avut noi ca să... Domnul Șilochi. Așa. Gata. Să trăiască. Cât are? 3 ani. Da. Spus pe mama și pe tata. Ne facem o poză. Tu vrei interviu? Vreau să-mi pun o întrebare și am să fie... Hai organizația. Hai. Cristian. Faceți noi o poză pe treptele alea? Da, hai. Hai, organizația. Haideți să facem pe trepte.